Salutare! Eu sunt Radu, iar ea este Gloria the Sprinter. Dacă mă urmărești deja, știi că o avem pe Gloria de 4 ani, am construit-o singuri în regim DIY, acasă, am avut 3 ani de aventuri fantastice și o tură în Africa și ne-am întors, am reconstruit-o și omologat-o ca și camper la Sphinx Camper and Conversion la Brașov. Pe baza ei am construit și comunitatea noastră de Facebook, Camper Van România, și acolo discutăm despre cum să-ți construiești un van, sistem electric, încălzire, izolații și tot așa. Însă, pe alte grupuri de Facebook pe care mai stau despre campere și overland și așa mai departe, am găsit că de multe ori sistemul electric este abordat greșit sau incomplet și m-am gândit să fac o serie de clipuri despre cele mai importante aspecte ale unui sistem off-grid. De la cum dimensionăm sistemul, care este episodul anterior, la ce baterii, ce panouri, ce controller și ce elemente adiacente merită cumpărate. Cred că merită să vezi toată seria de la început, așa că vezi episodul anterior, care e în dreapta sus, și dă un like și un subscribe ca să nu pierzi următoarele episoade din seria asta educațională la care am lucrat foarte mult. Dar, să revenim. Dacă vrei să stai off-grid, într-un fel sau altul, trebuie să ai de undeva curent pe care să-l poți consuma. Că vrei lumină să citești, să-ți încarci laptopul, să sudezi, să încarci o bicicletă electrică, să ce mai face omul, energia trebuie să vină de undeva. Iar în acest episod vreau să vedem de unde vine, cum se stochează și cum se consumă din diverse tipuri de baterii. Să le trecem în revistă în prima fază pe mai toate și să vedem cu ce rămânem în mod real. Bun. Avem bateriile auto, astea cu plumb, care sunt la motor. Avem Deep Cycle Gel, AGM, băgăm în listă și litiu-ion, deși și litiu-fier polimer, LiFePO4 sau litiu. Plumbul pică pentru că e o baterie de tracțiune și scopul ei să pornești mașina. Nu este gândită pentru discharge de genul ăsta și se va deteriora foarte repede. Mai scăpăm și de litiu-ion, deși am văzut variante cu sisteme făcute astfel, însă e mai degrabă pentru casă, dacă vrei. Și în general am văzut că pot avea niște reacții exoterme destul de interesante și violente. Rămânem cu Deep Cycle Gel sau AGM și LiFePO4, căruia îi spunem de acum înainte litiu. Bateriile le vom compara după câteva criterii. Preț de achiziție, greutate, durată de viață, DOD, număr de cicluri și producție totală. Sigur, putem merge mult mai în detaliu, dar am zis să ne concentrăm doar pe cele mai importante chestii. Aș face o mențiune aici că vom vorbi de bateriile cu litiu de serie și nu variantele cu celulele balansate, aftermarket și făcute în casă, soluțiile DIY. Sigur, se pot face, dar 3 din 5 oameni pe care îi cunosc au avut o grămadă de bătăi de cap cu ele și până la urmă le-au tirat și au luat baterii normale. Așa că, pentru echilibru, o să luăm două baterii de la același producător și le comparăm. O să alegem astfel un Victron AGM de 100 și un Victron Litiu de 100, adică 1280 de Wh sau 1,28 de kWh. Sigur, primul lucru pe care îl observă toată lumea este costul de achiziție foarte diferit. Pe site-ul celor de la Darcom, varianta AGM este 1800 de lei, iar varianta Litiu este 7100 de lei. Și de aici se cam separă treburile rapid. Următoarea diferență, destul de ușor de intuit, are de-a face cu greutatea. Și găsesc că e un aspect extrem de important pentru campere sau overlandere. În cazul variantei de 100 de amperi de litiu, este sub jumătate greutatea față de gel. Pe măsură ce cresc capacitățile, diferența asta crește. Și aici la 1:3 sau 1:4. Pentru că bateriile Deep Cycle Gel tind să fie de obicei foarte grele. Revenind la problema greutății în raport cu depth of discharge imediat, pentru că e un aspect foarte important ce acolo. Deci, am stabilit până acum că litiu e mai ușor și mai scump. Astea le numim observații empirice. Le vezi pe net. Dar, de aici începe partea interesantă. Trecând mai departe, ajungem la durata de viață ca număr de cicluri, care este influențată de acest depth of discharge. Un acumulator Deep Cycle are un depth of discharge optim de 50%. Asta înseamnă că din 100 de amperi din bateria noastră etalon, putem să folosim 50 de amperi oră, înainte să înceapă să se degradeze destul de serios. În datasheet-ul pe care îl au Victron pe site, ne informează că la 50% depth of discharge, noi avem 600 de cicluri de baterie. Bon, info 1. În viața acestei baterii, noi putem să folosim de 600 de ori câte 50 de amperi-oră. Ca să păstrăm un echilibru, rămânem tot la 50% DOD și ne uităm ce scrie pe data sheet-ul pentru litiu. Pentru aceleași specificații, la varianta 2022, la ambele baterii, cu un DOD similar, bateria pe litiu suportă 5000 de cicluri de încărcare, adică de 8,3 ori mai multe cicluri. Însă, aceasta nu e cea mai relevantă trăsătură a acestor baterii, sau în general a litiului, de fapt, ci faptul că suportă un depth of discharge mult mai mare. La 80% are 2500 de cicluri. Deci, spre deosebire de Deep Cycle, unde poți trage 50 de amperi, dintr-o baterie de 100 de amperi, aici poți trage 80 de amperi din aceeași baterie de 100 de amperi. Deci, e o diferență mare de capacitate. Pe lângă cicluri, mergem și pe durata de viață tradițională. Gelul e 5-7 ani, iar litiu este 15-20 de ani. Deci, adăugăm și pe asta la lista de diferențe foarte notabile, aș zice eu. Revenim la greutate, pentru că noi inițial am calculat greutatea la achiziție, ceea ce definește câți bani dai tu la fan curier ca să-ți ajungă bateria pe prispa acasă. Însă acum, cu noile date, calculăm în funcție de energia disponibilă. Dacă din bateria cu litiu putem scoate 80 de amperi-oră și are 15 kg, pentru a scoate aceeași energie din gel, avem nevoie de un acumulator de 160 de amperi-oră, care cântărește, surpriză, 47 de kg. Și iată că am mai adăugat o bilă neagră la gel sau o bilă albă la litiu sau cum vrei să-i zici. Cu toate aceste informații mergem back to the drawing board și ne uităm la costuri în două aspecte importante. Prețul pe kilowatt la achiziție și prețul pe kilowatt pe toată durata de viață a bateriei. Clar, la achiziție gelul câștigă detașat cu 1400 de lei pe kWh, pe când litiu sare de 5500 de lei pe kWh. Revenim un pic la numărul de cicluri și DOD ca să calculăm prețul pe kilowatt pe viață. Luăm strict DOD 50% și pentru gel vom avea 50 de amperi-oră, adică 0,6 kW, ori 600 de cicluri, deci 360 de kW pe durata vieții bateriei. Pentru litiu avem 0,6 ori 5000 de cicluri, adică 3000 de kWh pe toată durata de viață a acumulatorului nostru. Împărțim prețul de achiziție și ne rezultă că gelul are un cost de 5 lei pe kilowatt, iar litiu de 2,36 de lei pe kilowatt, deci mai puțin de jumate. Revenim. Cost de achiziție 1,0 pentru gel, greutate 1,1 recuperează litiu, depth of discharge 2,1 pentru litiu, cicluri de viață 3,1 pentru litiu, preț de achiziție la kilowatt, punct pentru gel 3,2, preț pe kilowatt pe perioada de viață 4,2 pentru litiu și mai era diferența de durata de viață a bateriei. Hai să fim generoși, să zicem 7 ani la gel și să fim pesimiști, să zicem 15 ani la litiu. Dar tot e dublu, deci 5-2 s-a încheiat meciul. Sunt de acord, această variantă are un preț de achiziție mult mai mare, însă am demonstrat împreună empiric că de fapt ești mai bine la absolut orice capitol relevant cu litiu. De multă vreme mă țin să pun pe hârtie toate calculele astea. Sunt sigur că pe aici pe acolo m-am exprimat greșit sau am zis vați în loc de vați oră și tot așa. Sunt sigur că vom afla împreună unde am greșit din comentarii, pentru că o să comenteze lumea ca să mă corecteze, e normal. Dar îmi doream foarte mult să acopăr acest topic, pentru că este foarte relevant atât pentru mine și pentru că oricine a văzut sistemul din Gloria a avut aceeași reacție. Sunt scumpe bateriile astea. Nu, per total pot să spun cu certitudine că nu sunt scumpe, din contră sunt mai ieftine decât alternativa. Și încă n-am intrat în detalii despre cum se încarcă, cum se descarcă 1C, 2C și tot așa. Acolo e altă dramă fantastică și trebuie să facem un episod separat că e notabil mai geeky decât episodul ăsta. Dar bateriile pe litiu sunt definiția expresiei, sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucru ieftin. Acum că am vorbit despre cum se dimensionează un sistem și ce baterii pui, în următorul episod o să povestim despre panourile solare și, despre controlerele care le controlează. Și acolo avem de despicat firul 4 și e destul de multă informație de analizat, dar e un aspect la fel de important, sau sunt două aspecte la fel de importante, la fel ca cel al bateriilor. Sper că v-a plăcut clipul și dacă da, dați un share în comunitatea voastră, lăsați-mi un comentariu și, dacă nu sunteți deja, abonați-vă la canalul meu. Până data viitoare, eu am fost Radu Tudoroiu. Vă doresc pe curând!